doamnelor și domnilor consilieri, permiteți-mi să declar deschise lucrările de ședință extraordinară Consiliului Județean Neamț, pentru care ați fost convocați în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001. La această ședință absentează 14 consilieri, doamna Catrinei, doamna Anton, doamna Manu, domnul Boca, domnul Cedin, domnul Copșa, domnul Cumulescu, domnul Iacob, domnul Lucaci, domnul Nechita, domnul Pavel Gabriel, domnul Pelepco, domnul Stavarache și domnul Triboie. Constatând că la această ședință sunt prezenți 19 consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție, inclusiv președintele Consiliului Județean, declar ședința ca fiind legal constituită. În conformitate cu prevederile legii numărul 215/2001 a administrației publice locale, supun spre aprobare conținutul acestui verbal al ședinței anterioare, desfășurat în data de 4 iulie 2016. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 19 voturi pentru procesul verbal a fost aprobat. Ordinea de zi propusă pentru această ședință este cea publicată în presă și comunicată și dumneavoastră, astfel încât, cu permisiunea dumneavoastră, nu să-i mai dau citire. Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 19 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Înainte de a trece la primul punct, secretarul județului dorește să facă o precizare. Secretar? În conformitate cu legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali, consilierii județeni nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă un interes personal în problema supusă dezbaterii. În situația în care, pentru proiectele supuse dezbaterii și voturile astăzi, aveți un astfel de interes personal, sunteți obligați să-l anunțați la începutul dezbaterilor. Nerespectarea acestor prevederi legale atrage nimitatea absolută a hotărârii adoptate. Mulțumesc. Nu s-a scris până acum nimeni. Dacă cu ședință? Da. Fost un comentariu. Înțeleg că dacă participăm la alegerea comisiei, nu este interesă. Da. La primul punct al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate. La acest proiect de hotărâre se propune organizarea unui număr de 5 comisii. Supun la vot această propunere. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 19 voturi pentru, propunerea a fost aprobată. Supun la vot propunerea ca denumirile comisiilor de specialitate să fie cele prezentate în proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu a spus în votul pentru, propunerea a fost aprobată. De asemenea, având în vedere numărul de consilieri județeni, vă fac propunerea ca din fiecare comisie de specialitate să facă parte 7 membri. Supun la vot această propunere. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 19 voturi pentru, propunerea a fost aprobată. Reamintesc că în cazul constituirii comisiilor de specialitate trebuie respectată configurația politică de la alegerea Consiliului Județean. Vă rog să prezentați propunerile pentru fiecare comisie, respectând această normă legală. Din partea majorității PSD, ALDE, PNR, voi face și PNP, voi face eu propunerile. Pentru Comisia Buget, Dezvoltare Economico-Socială și Administrarea Patrimoniului Județului. Domnul Pușcașu Neculai. Domnul Nica Vasile. Domnul Andrușcă Dănuț. Și domnul Pavel Gabriel.
Pentru Comisia de Administrație, nu, pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură. Domnul Dulamă. Domnul Mandăriu Ogan. Domnul Dan Vasile Constantin. Și domnul Ieli Corpuneanu. Domnul Eduard Corpuneanu. Celelalte locuri, doamne, vor fi completate de cei din Partidul Național Liberal, când din Evacuție. Pentru Comisia pentru Industria, Agricultură, Servicii Publice, Comerț și Turism. Doamna Oana Bulai. Domnul Asad Beică. Domnișoara Mădălina Cicotariu. Și domnul Dumnezeescu Florin. Pentru Comisia de Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială și Familie, Activități Sportive și Cea de Mergi. Domnul Ioan Munteanu. Domnul Mihai Alexandru. Doamna Lumița Dălan. Și doamna Lumița Nistor. Pentru Comisia pentru Administrație Publică, Locală, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenești. Domnul Bolucean Adrian. Doamna Andreea Codirițe. Mariu Vasile și domnul Andruș Cărdănuț. Supun la vot conferința nominală a Comisiei pentru Buget, Dezvoltare Economică, Socială și Administrația Patrimoniului Județului. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 19 voturi pentru, componența nominală a Comisiei a fost aprobată. Supun la vot componența nominală a Comisiei de Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 19 voturi pentru, componența nominală a Comisiei a fost aprobată. Supun la vot componența nominală a Comisiei pentru Industrie, Agricultură, Servicii Publice, Comerț și Turism. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?
cu 19 voturi pentru, componența nominală a comisiei a fost aprobată. Supun la vot componența nominală a Comisiei de Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială și Familie, Activități Sportive și de Antrenament. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 19 voturi pentru, componența nominală a Comisiei a fost aprobată. Vă supun la vot componența nominală a Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor și a Libertăților Cetățenești. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 19 voturi pentru, componența nominală a Comisiei a fost aprobată. Acum vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 19 voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La cel de-al doilea punct al ordinii de zi, este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 115 pe 2007 privind aprobarea actului constitutiv și al statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Euronest. La acest proiect de hotărâre este necesar să fie desemnat alături de președintele Consiliului Județean Neamț, care face parte de drept conform statutului, încă un reprezentant în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Euronest. Fiind vorba de un vot cu privire la persoană, este necesar să recurgem la vot secret. Vă prezint următoarea procedură de vot, prevăzută de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Neamț. Fiecare consilier va primi un buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaților. Intrând în cabină, lista candidaților vor fi bărate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaților pe care consilierul nu dorește să-i aleagă. Pe buletin va rămâne nevarat numele candidatului pe care dorește să-l aleagă. Supun la vot această propunere. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 19 voturi pentru, procedura de vot a fost aprobată. Vă invit să faceți propunerile pentru a fi înscrise pe buletinele de vot. Din partea Partidului Social Democrat, propunerea este domnul Andruș Cătălus. Da. Mai este o altă propunere? Atunci, urmează ca buletinele de vot să fie modificate, rog Comisia de Validare să demareze procedura de vot. Și invit membrii Comisiei de Validare să se retragă. Dacă dacă sunteți de acord, până se completează buletinul, dacă se mai departe pe ordinea de zi. La cel de-al treilea punct al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 120 din 2016 privind aprobarea unei asocieri cu Asociația Tineretului Ortodox Român, filiala Piatra Neamț, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 19 voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 4 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț, numărul 25 pe 2014, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne-externe în valoare de 30 de milioane de lei. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 19 voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Trecem la punctul 5 al ordinii de zi, unde avem proiectul de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Războieni în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 19 voturi pentru, hotărârea a fost adoptată.
La punctul 6 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 19 voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Așteptăm buletinele de vot pe care le recurgem la vot. Luăm o mică pauză. Reluăm ședința Consiliului Județean, datorită faptului că e o situație specială, colegii noștri liberali ne fiind prezenți și dintre ei făcând parte din Comisia de Validare, o să supun aprobării plenului formarea unei comisii de numărare a votorilor, formată din 3 persoane. Numai pentru acest proiect, fiind o situație specială, o să procedăm de data asta așa. Vă supun la vot propunerea. Cine este pentru? Împotrivă? Și să abține cineva? Propun din comisie să facă parte domnul Pușcașu Nicolae, doamna Toviliție și Andreea și domnul Mihai Alexandru. Vă supun la vot propunerea. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva? Deci, Prezent.
Asafe Ivon. Banu Gabriela, absent. Boca Ion Doinel, absent. Bogdan Adrian, prezent. Olai Ivana Gianina. Ciubotaru Mădălina Vărunica. Gabriel Dan, absent. Pelet Corucian Florin, absent. Pușcașul Neculai. Nu, dar domnule voastră. Nu, dar să vină doamna Olga înainte. Nu poți să faci un pușcaș, dar să vină doamna Olga. Nu am dus că de
Lucrările ședinței. Vă mulțumesc!